Prin intermediul noului regulament de organizare și funcționare al ședințelor Consiliului Local Municipal se interzice practic accesul cetățenilor și al presei la ședințele publice. Consilierul local Irinel Cârste a declarat că măsura încalcă dreptul jurnaliștilor de a fi prezenți la ședințele publice, lucru de o gravitate excepțională. Prin urmare, documentul va fi atacat în instanță. Acest proiect va fi contestat, mai întâi probabil la prefectură, după care în ceos administrat. Nu este un lucru ce ține de, de juridic, ce ține de legal. A fost clar o decizie politică. A fost pur o decizie politică a majorității din consiliul local de a restricționa accesul presei și al cetățenilor la aceste ședințe. Alesul local este de părere că documentul a fost conceput de aparatele de specialitate ale primăriei care au primit avizul șefului instituției. Presa este principalul mecanism de informare în masă de la inventarea radioului, uh, unde uh, care, care s-a folosit tocmai pentru a informa populația, iată că acum avem televiziunea cu același rol foarte important uh, de informare a, a maselor. Nu înțeleg nici eu de unde vine această temă. Cine, cine a inițiat proiectul? Uh, uh, Inițiatorul cred că a fost uh, domnul primar prin semnătura lui, însă cu siguranță nu a fost cel uh, dânsul cel care uh, a făcut acest proiect și, și probabil că. Uh, anumite structuri din cadrul primăriei și aici mă refer la jurii, ridic partea de secretariat și așa mai departe. Interzicerea presei la ședințe a fost posibilă și prin votul majorității din cadrul Consiliului Local Municipal Buzău.